Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la un nou pașaport cultural aici, la Alba Carolina TV. După o mică pauză, revenim la discuția pe care am început-o în această vară despre membrii familiei regale a României. După cum bine știți, primele intervenții pe această temă au fost dedicate celui care a fost regele Carol, cel dintâi rege al românilor. Am stabilit în timpul acelor intervenții faptul că regele Carol, cel care a avut cea mai lungă domnie din istoria noastră națională, a fost cel în timpul căruia s-au pus efectiv temeliile statului român modern. În timpul regelui Carol I s-a adoptat prima Constituție din istoria noastră. În timpul regelui Carol au fost create o serie de instituții importante care funcționează efectiv până în zilele noastre, precum Academia Română, precum Banca Națională a României și așa mai departe. În timpul regelui Carol s-a obținut independența de stat a României, iar în timpul aceluiași rege Carol, România s-a deschis spre marea politică internațională prin aderarea României la una dintre marile alianțe politico-militare ale sfârșitului de secol XIX, respectiv puterile centrale sau tripla alianță, cum aceasta a mai fost cunoscută în istoriografia de specialitate. Mergând în continuare acestei discuții, vă propunem ca în această după-amiază să încercăm să descoperim personalitatea celui care a fost regele Ferdinand I al României, regele Ferdinand cel Loial, regele Ferdinand întregitorul de țară, așa cum acesta a mai fost cunoscut în epocă și chiar până în zilele noastre. Am marea bucurie de a purta acest dialog privind viața, activitatea și personalitatea regelui Ferdinand I, alături de bunul meu prieten și coleg, istoricul Bogdan Gozman, care a mai fost alături de noi și cu alte ocazii când am purtat, zic eu, dialoguri fructoase pe marginea subiectelor pe care noi i le-am propus. Bogdan, bine ai venit din nou alături de noi, de televiziunea noastră și de telespectatorii noștri. Bine te-am regăsit și bine v-am regăsit și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Îți mulțumesc. Îmi face o deosebită plăcere. Îți mulțumesc și eu că ai acceptat invitația noastră și că ai fost de acord să discutăm și despre cel de-al doilea rege al românilor. Așa cum ți-am promis de data aceasta, voi încerca să vorbesc eu mai puțin pentru a te lăsa pe tine să ne oferi cât mai multe detalii despre regele Ferdinand. Ca de obicei, îți propun să o luăm pas cu pas, treptat, în ceea ce a însemnat evoluția regelui Ferdinand I. Și pentru început, te-aș ruga să ne vorbești despre familia în care s-a născut acest rege Ferdinand, pentru că familia era o ramură aparte a familiei Hohenzollern-Sigmaringen, ramura catolică a acestei familii, precum și despre primii ani de viață ai celui care va deveni regele românilor, Ferdinand. Da, ne aflăm și în fața acestui subiect de o importanță, zic eu, deosebită. În nicio lună vom celebra centenarul încoronării și zic că această emisiune este mai bine decât, decât potrivită. Acum, despre Ferdinand, conform bibliografiei pe care am parcurs-o nu doar în timpul facultății, ci și recent, am putea spune că a fost o sumă de paradoxuri istorice, să zicem. Este adus de către unchiul său, Carol, principe moștenitor în România, la început aproape împotriva voinței lui. Și se va dovedi, totuși la maturitate, un mare patriot român. Țin să subliniez asta, un mare patriot român, care a avut un rol deosebit, un rol determinant, aș putea spune, în acțiunea de reîntregire a țării. Dar, sigur, să începem cu începutul. Se naște în localitatea germană Sigmaringen, este aproape de izvoarele Dunării, la 24 august 1865. Numele complet este un pic mai lung ca și la Carol I, Ferdinand Victor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen. El este de fapt al doilea fiu al principelui Leopold, fratele lui Carol, și al infantei Antonia a Portugaliei. A fost al doilea din trei copii. A avut un frate mai mare, pe nume Wilhelm, și un frate mai mic, pe numele Carol.
Carl Anton. Referitor la copilărie și la adolescență, am putea spune că au fost pline de rigoare, lipsite ambele de veselia firească a celor vârste, dar, să spunem, excursiile pe care le face el cu mama lui l-au făcut să iubească natura încă de mic. Tot de la părinți va veni credința și iubirea de Dumnezeu. A fost un catolic, țin să menționez că a fost un catolic fervent, practicant și, anticipez un pic aici, a fost foarte afectat atunci când papa îl va excomunica pentru că și-a botezat copiii în religia ortodoxă. Tata îl învață istoria, geografia și științele naturii. Iar de la mama sa a mai moștenit și pasiunea pentru artă. Iar acest lucru îl va transforma mai târziu pe Ferdinand într-un adevărat colecționar de artă. Despre firea lui, aici este un capitol interesant. El a fost toată viața lui o fire nu doar timidă, chiar foarte timidă, de o timiditate bolnăvicioasă, cum avea să-l caracterizeze chiar Ighe Duca în amintirile sale. Am găsit chiar această sintagmă. Face liceul și gimnaziul la Düsseldorf, pe care le va absolvi în 1885 și după face liceul militar din Kassel, absolvind în 1887 cu gradul de sublocotenent. Înainte de a veni în România, a urmat pentru 3 semestre până la începutul lui 1889, când este nevoie să se mute în România, cursul la universitățile din Bonn, din Leipzig și Tübingen. Aș mai adăuga de asemenea că a fost și un poliglot. Cunoștea limbile franceză, rusă și engleză. Maria de Edinburgh, soția lui a fost englezoaică și, mulțumită profesorului Vasile Păun, un dascăl renumit la acea vreme, va învăța și limba română. Deci cunoștea foarte multe limbi, Ferdinand sau Nando, cum a fost el alintat. Dar aș spune să ne punem următoarea întrebare. Care a fost drumul devenirii lui ca prinț moștenitor? Cred că am menționat și în emisiunile anterioare că regele Carol I și Elisabeta de Vid sau Carmen Silva, cum a mai fost ea cunoscută, nu au avut decât o fată. Pe Maria sau Măriuca, cum a fost ea alintată, care moare în 1874 la doar 4 ani din cauza scarlatinei. Așa că pentru a asigura stabilitatea și continuitatea proaspetei dinastii, încă la acea dată, în 1881 s-a reglementat problema succesiunii la tronul României. Așa se trece la adoptarea celebrului articol 83 din Constituție, ce prevedea că dacă nu vor exista descendenți pe linie masculină ai lui Carol, tronul va reveni celui mai în vârstă dintre frații. În cazul de față, Leopold sau coborătorilor acestora. Leopold fiind fratele lui Carol I. Acum, paranteză fie zis, toate acestea vin și în completarea acelui pact de familie din mai 1881, patronat chiar de către împăratul Germaniei, Wilhelm I, nimeni altul decât șeful familiei de Hohenzollern, prin care Ferdinand e confirmat ca și moștenitor al României, după ce atât tatăl său cât și fratele mai mare renunță la coroană. Cunoaștem motivele pentru care cei doi nu au acceptat să devină succesori ai regelui Carol I? Din câte știu, mai ales în ce-l privește pe fratele lui Ferdinand, dar și pe tatălui, erau oarecum speriați de realitățile din regat și au renunțat ambii la tronul României. Probabil ei primiseră semnale în legătură cu greutățile pe care le-a întâmpinat regele Carol în momentul în care a ajuns în țară și probabil nedorind să se repete acel scenariu, au spus pas propunerii venite din partea rudei lor stabilite. Categoric.
la conducerea Categoric. României. Acum, știm bine deja cât de greu i-a fost și lui Carol I la început, că toată această situație cu venirea în țară și realitățile de aici l-au speriat și pe el atunci atâta de tare încât a vrut chiar să renunțe la tron și să se întoarcă. Și cred că aici vorbim despre aceeași situație, practic. Rămâne Ferdinand, rămâne al doilea copil al lui Leopold ca și prinț moștenitor și va fi adoptat, să spunem, sau cooptat la domnie de către unchiul său. Da, și cam aici ne situăm, de fapt, cu venirea în țara lui Ferdinand și situația politică de la acea dată. Care a fost momentul Acum, sosirii? Care a fost momentul sosirii lui Ferdinand în țară? Cum și cum acesta a fost primit mai întâi de elita politică românească și de mai apoi de populația țării? sigur, aici urma să ajung. El vine prima dată în contact cu România chiar în 1881. La acea dată avea în jur de 15 ani, când stă la Palatul Cotroceni împreună cu tatăl lui, cu Leopold și cu fratele mai mic, Carol, ocazie cu care asistă chiar la ceremonie de încoronare ale unchiului său, ale lui Carol, primul nostru rege. Am aflat de curând acest lucru, că a fost prezent la acest eveniment și aș menționa tot într-o paranteză mică că Palatul Cotroceni va fi și locul în care vor copilări copiii lui Ferdinand și ai Mariei și tot pentru cuplul legal de mai târziu va fi construit și pelișorul la Sinaia. În 1884 mai vine câteva luni în regat, după care se reîntoarce în Germania pentru a-și continua studiile, pentru ca apoi, în toamna lui 1886, să fie încorporat ca sublocotenent în armata României. Rămâne ofițer al armatei române timp de 38 de ani, ajungând în cele din urmă la gradul de mareșal. Va deveni oficial principe de coroană în noiembrie 1888 la 23 de ani. Și ca o curiozitate mică, rămâne principe moștenitor timp de 26 de ani, dublul duratei de domnie propriu-zisă. Țin să menționez telespectatorilor și tuturor celor care ne urmăresc că pe toată această durată de 26 de ani a manifestat o loialitate deosebită față de regele Carol, pregătindu-se sau fiind pregătit, mai bine zis, discret și temeinic pentru preluarea coroanei. Tot în paranteză fie zis și prin asta anticipez poate niște secvențe. Depindea atât de mult de Carol și de personalitatea acestuia încât s-a afirmat că la moartea bătrânului rege, durerea lui Ferdinand era asemănătoare, mi-a plăcut foarte mult expresia, cu durerea sclavului care și-a pierdut stăpânul și nu mai știe ce să facă cu libertatea. Apropo de aș mai aceasta, adu... te rog, te te rog. Rog. Aș mai adăuga că primirea oficială are loc în anul 1889, în primăvara lui 1889, așteptat fiind în gara de nord de către Carol I și Elisabeta și cu tot alaiul regal și clasa politică de atunci. Și după aceasta, el intră efectiv sub lupa unchiului său, care îl ține într-un fel din scurt și nu îi permite să iasă din eticheta aceasta rigidă a curții. Iar asta, așa cum sper să vedem și în următoarele emisiuni, va avea consecințe nefaste, aș putea spune, asupra vieții personale a lui Nando, dar și a fiului lui cel mare, Carol, nimeni altul decât Carol al doilea. Ne-ai povestit cum în momentul morții lui Carol, Ferdinand s-a simțit oarecum stingher, părăsit de cel care a fost protectorul său vreme de decenii întregi. Însă aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să ne spui cum s-a construit această relație
unchi, nepot, rege, succesor. În 1881, Ferdinand, numele lui Ferdinand este vehiculat ca și viitor succesor al tronului românilor. În 1888 acesta devine succesor la tronul românilor. Cum s-a construit această relație în timp? Carol Ferdinand. În acest interval, 1881-1888, după știm și ne-a și spus deja cum a evoluat această relație și cum cei doi au fost inseparabili vreme de aproape 3 decenii. Da, numai acest lucru ar merita o emisiune. Și aș pleca de la spusele reginei Maria în memoriile sale, în care el cataloga pe Carol I ca un sclav al datoriei. Nimic altceva nu a contat în afară de țară, de tot ce trebuie înfăptuit pentru țară, chiar dacă pentru asta trebuia sacrificat, nu știu, orice libertate în viața personală, chiar și în viața personală, și orice lux pe care și l-ar fi putut permite. Acum, referitor la această perioadă, cum am spus, el vine în țară, după care pleacă odată pentru a-și continua studiile și se va reîntoarce. Carol, după pactul acesta de familie și acceptul lui Wilhelm, îl cooptează pe Ferdinand la domnie și îl implică practic în toate, cum să zic, în toate deciziile importante din acea perioadă, făcându-l cunoscut clasei politice, dar nelăsându-i practic nefăcându-l un factor de decizie în viața politică. Practic l-a obișnuit într-un fel cu ce avea să urmeze mai târziu, să spunem, când clasa politică, când Ferdinand trebuie să facă singur față clasei politice de atunci și să încerce măcar să-l limite pe unchiul său în această privință. Cu alte cuvinte, putem spune că tot acest interval lung de timp în care Ferdinand a fost pregătit pentru a-i succede unchiului său, unchiul său a fost o adevărată școală pentru el, dincolo de pregătirea la școlile militare, la universitățile din spațiul german, la școlile militare din țara noastră. Carol a fost pentru Ferdinand o adevărată școală, un adevărat dascăl de viață politică, viață militară și implicare a unui suveran în aceste domenii. Ne spunea adineauri că regele Carol l-a ținut oarecum din scurt pe Ferdinand, nu i-a permis luxul anumitor escapade. Toate acestea, noi știm că Ferdinand a avut momente în care a reușit să-și depășească această timiditate excesivă despre care ne vorbeai și a avut câteva mici escapade înainte de a încheia mariajul cu Maria de Edinburgh. Escapade despre care te-aș ruga să ne vorbești în câteva momente. Noi încercăm acum să prezentăm viața și activitatea lui Ferdinand așa cum aceasta a fost, da? Așa cum a fost în bun, îmi place sintagma aceasta, în buna tradiție a școlii istoriografice pozitiviste, să prezentăm totul așa cum a fost, cu bune și cu rele. Pentru că până la urmă asta definește viața unui om, nu doar latura pozitivă, ci și elementele care țin puțin de domeniul excepționalului. Haideți să vedem cum s-au întâmplat aceste escapade și ce rol au avut ele în maturizarea lui Ferdinand, viitorul rege Ferdinand. Sigur, acum și această emisiune se putea rezuma la prezentarea actelor politice din vremea lui Ferdinand, participarea la război și așa mai departe și acțiunea de puteam conchide cu acțiunea de reîntregire și încoronare. Dar cred că puțină lume sau nu multă lume nu cunoaște omul din spatele regelui. Cine a fost cu adevărat Ferdinand? Pentru că și manualele de istorie care fac o bună educație națională, să spunem, educație națională autentică, îl prezintă pe Ferdinand în această ipostază glorioasă cu sceptrul pe cap și eventual prin câteva imagini de la momentul 15 octombrie 1922 de care ne și apropiem. Dar
Nu cred că am întâlnit un manual sau, știu eu, o lucrare de circulație mai largă, cel puțin printre copii, în care să fie prezentat și omul acesta din spatele regelui, repet. Aș vrea să pornesc, de fapt, cu căsătoria cu Maria de Edinburgh, care nimeni, nu era nimeni alta decât nepoata reginei Victoria Marii Britanii și a țarului Alexandru al Doilea. Se căsătoresc la începutul lui 1893 și logodna are loc imediat după cea de-a doua întâlnire pusă la cale de părinți, când de fapt, așa cum avea să noteze chiar regina Maria, ei de fapt nici măcar nu se cunoșteau. Și aici o să-l amestec iarăși pe Carol I. El nu prea a îngăduit niciun act de independență atât din partea lui Ferdinand cât și a Mariei, nici măcar în viața personală. Vreau să subliniez acest lucru. Bătrânul rege s-a ocupat personal nu doar de educația lui Ferdinand, ci și a copiilor lui, considerând că ei aparțin țării față de care trebuia îndeplinită o datorie. Vă dați seama că viața personală a lui Ferdinand era foarte afectată și la fel de afectată i-a fost și calitatea de cap de familie, care era pur și simplu formală. Carol I a sacrificat totul în numele rațiunii de stat, chiar dacă asta însemna și o minimă fericire a nepotului său. Și aici aș dori să fac o paranteză. Din cauza acestei strictețe în care a fost până la urmă obligat să trăiască și să se poarte, a existat, haide să, nu știu dacă cuvântul e cel mai nimerit, anumite derapaje, să spunem. Și prima din acestea la care ajungem în sfârșit a fost o neîmplinire sentimentală cu Elena Văcărescu, care a fost nimeni altă decât domnișoara de onoare a reginei Elisabeta, regina mamă, să spunem, care la un moment dat se și logodește. Țin să subliniez că acestea se petrec înainte de a o cunoaște pe Maria de Edinburgh, cu câțiva ani. Doar că în calea acestei fericiri au stat Constituția pe de-o parte, care interzicea să se căsătorească cu o româncă și, bineînțeles, soția trebuia să fie neapărat de neam regesc din străinătate. Pe lângă Constituție, opoziția mai era compusă, dacă vreți, într-o notă umoristică, și de regele Carol I, stânca rece de care el s-a lovit tot timpul. În cele din urmă, Elena Văcărescu va primi o importantă sumă de bani, cu condiția să plece definitiv în străinătate. Cam asta a fost referitor la Elena Văcărescu și aș dori să subliniez toate aceste neîmpliniri în mod cât se poate de succint și să ajung la a doua mare iubire a lui Ferdinand, care a fost nimeni altă decât Marta Bibescu, care făcea parte din înalta societate și a fost chiar prietena reginei Maria la un moment dat. Marta va ajunge să călătorească foarte des prin Europa și de fiecare dată când era în țară, Ferdinand obișnuia să treacă pe la Palatul Mogoșoaia, unde aceasta locuia. Va coresponda vreme îndelungată până spre sfârșitul vieții cu regele a fost și aceasta o neîmplinire sentimentală mare și o decepție mare, a doua mare decepție din viața lui Ferdinand. Actrița Elvira Popescu a fost visul imposibil al lui Ferdinand, fiind mai tânără decât el cu aproape 30 de ani. Ea a devenit foarte cunoscută și în străinătate, în Franța, unde a jucat în câteva mii de reprezentații. Cam atât foarte, foarte succint despre viața lui personală. Ce aș vrea să spun referitor la Ferdinand și la Maria este că au fost firi diametral opuse, dar au un lucru asupra căruia cu siguranță ei au căzut de acord, mă refer la cuplul regal, a fost că scopul oricărei căsătorii între moștenitori era asigurarea succesiunii la tron. Și mergând pe acest principiu, să spunem într-un timp relativ scurt, cuplul princear a avut 6 copii. Carol,
viitorul rege Carol al II-lea se naște în același an în care are loc și căsătoria, în 1893. Următorul băiat, Nicolae, vine pe lume 10 ani mai târziu, în 1903, și ultimul dintre băieți vine pe lume în 1913, dar moare, din păcate, 3 ani mai târziu. Referitor la fete, au avut și 3 fete. Elisabeta s-a născut în 1894, Maria în anul 1900, și cea mai mică dintre fete, Iliana, s-a născut în 1909 și toate trei s-au căsătorit la vremea lor cu membrii caselor princiare europene, ceea ce aduce reginei Maria și supranumele de soacra Balcanilor. Țin să menționez că Elisabeta, cea mai mare, se căsătorește cu regele George al Greciei și al Danemarcei, devenind rege al grecilor. Maria, cea mijlocie, se căsătorește cu regele Alexandru al Iugoslaviei. Este regele asasinat în 1934 în Franța de un revoluționar bulgar. Am urmărit într-un documentar că, într-o paranteză să spunem, acesta ar fi fost primul asasinat filmat. Iliana, cea mai mică, s-a căsătorit cu arhiducele Anton al Austriei, de care va divorța, iar în ultima parte a vieții s-a călugărit. Aș vrea să adaug aici că toți copiii lor au crescut într-un nonconformism aproape vecin cu libertinajul, și asta a avut, va avea în viitor, consecințe relativ nefaste asupra vieții lor personale și în consecință și a țării, dacă privim persoana lui Carol al II-lea. Principele Nicolae a avut două căsătorii, iar Carol III. Cu alte cuvinte, Ferdinand, ca și șef al familiei regale a României, s-a poziționat la polul opus față de unchiul său, regele Carol I, care a fost extrem de strict în ceea ce Total a privit opus. Educarea succesorului său. Acum, referitor la aceste mici escapade pe care le-a avut principele moștenitor Ferdinand, mai apoi regele Ferdinand al României, chiar dacă Ferdinand s-a legat de aceste doamne afectiv, le-a iubit sincer, știm că acesta nu putea și nu avea cum să le ia de soții, pentru că a existat o regulă impusă chiar de unchiul său, ca succesorii săi, să nu se căsătorească cu fete provenind din familiile boierești românești, pentru ca, la un moment dat, această căsătorie să nu aducă favorizarea unei tabere sau a alteia. Din acest motiv, pentru regele, viitorul rege Ferdinand, s-a ales o principesă dintr-o casă domnitoare europeană, o principesă care să-i devină soție, o principesă care descindea din două mari familii imperiale, din familia imperială rusească și din familia imperială britanică, așa cum ne-ai spus, era nepoata, una dintre nepoatele reginei Victoria. Te-aș ruga în câteva minute să ne vorbești puțin despre modul în care a fost aleasă această principesă pentru a deveni soția viitorului rege Ferdinand și cum s-au desfășurat ceremoniile căsătorie a celor doi. Da, este un moment de cotitură în viața lui Ferdinand, această căsătorie. Țin să adaug că la momentul în care s-au cunoscut era o diferență de vârstă relativ mare între ei. Ea avea 17 ani, el în jur de 28. Și, sigur, toată această, cum să zic eu, petiție în favoarea găsirii unei principese dintr-o țară străină vine pentru a da, știu eu, un plus de valoare dinastiei și, de ce nu, un plus de prestigiu. Așa că
cine alta decât Regina Maria. Din câte știu, au fost și tatonări, să spunem, în vederea căsătoriei cu sora acesteia, dar ea va refuza categoric, așa că următoarea în linie fiind, Maria acceptă sau este nevoită să accepte. Și, cum am menționat, căsătoria este celebrată, desigur, cu tot fastul posibil în iarna lui, la începutul lui 1893, anul în care a venit pe lume și Carol al II-lea. Cam asta ar fi, aș spune în mare, despre relația celor doi. Până la sfârșitul vieții, și vreau să subliniez acest lucru acum, poate că regina era un pic malițioasă când spunea acest lucru, l-a considerat pe Ferdinand într-un fel prea timid, prea lipsit de voință. Chiar spune la un moment dat în memorii că nu doar că nu putea să mute un scaun, nu avea forța de a face acest lucru, dar nici măcar nu putea pune sau ruga pe altcineva să o facă. Și cred că este un pic malițioasă, să ținem cont de faptul că ei s-au îndepărtat spre sfârșitul vieții unul de celălalt. Dar asta spune multe despre puterea de voință a regelui și ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat o femeie puternică lângă el. Desigur, și o clasă politică, pe măsură. Bun. Din literatura de specialitate cunoaștem faptul că actul căsătoriei nu s-a consumat nici în Marea Britanie, nici în România, ci la Sigmaringen, în locul de baștină al familiei Hohenzollern-Sigmaringen. Iar acea ceremonie de căsătorie a presupus de fapt un triplu ceremonial. Mai întâi a fost oficiată căsătoria civilă, după care au urmat două ceremonii religioase, una săvârșită în confesiunea catolică, confesiunea principelui Ferdinand, iar cea de-a treia săvârșită în confesiunea protestantă, confesiunea principesei Maria. De asemenea, mai cunoaștem faptul că după momentul căsătoriei, cei doi și-au petrecut luna de miere undeva lângă Sigmaringen, într-un palat, după care au revenit și s-au stabilit în România. Mi-aș permite să te întreb, chiar dacă ai atins oarecum tangențial acest subiect, cum a evoluat în timp relația de cuplu dintre cei doi, ținând cont de faptul că au fost două temperamente total diferite. El extrem de timid, așa cum ne-ai spus, retras, taciturn, ea o fire extrovertită, foarte, foarte energică. Cum s-au împăcat de-a lungul timpului cele două firi și cum au reușit totuși să reziste împreună atâta timp și să facă casă bună, cum spunem noi astăzi? Da, au făcut într-adevăr casă bună. Casă bună și cinste țării pe care au condus-o. Corect, așa este. Aș porni de la următorul lucru. În 1897 are loc un eveniment critic pentru familia regală. De ce? Principele se îmbolnăvește atunci de febră tifoidă și este la propriu la un pas de moarte. Maria, soția lui, viitoarea noastră regină, e trezită din somn ca să-și ia rămas bun de la soțul ei și chiar i s-a dat cu minecătura lui Ferdinand. Chiar dacă în cele din urmă el își va reveni, dar chipul lui va lua de acum înfățișarea unui om bătrân și gârbovit de vreme și cu o paloare nefirească pe care a păstrat-o până la sfârșitul vieții. E bine, acest eveniment o sperie oarecum pe Maria, convinsă că ar putea să rămână, știu eu, să rămână văduvă în orice moment. Și acest lucru duce și la o serie de, cum să spunem, o serie de relații ale reginei cu
să spunem, niște personalități marcante ale vremii, cum au fost Gheorghe Zizi Cantacuzino, prințul Boris al Rusiei, Waldorf Astor și Joseph Joe Boyle, și nu în ultimul rând cu prințul Barbu Știrbei, care a avut o influență deosebită nu doar asupra ei, ci asupra, asupra cuplului regal. Dar aici este un mare dar referitor la Ferdinand și la Maria. Chiar dacă această căsnicie a început promițător, avem moștenitor până la urmă, nu? Și avem chiar doi pe linie masculină. Trece prin crize de natură umană, dar are o evoluție deosebit de complexă în timp. Și aici spune că, indiferent de ce probleme personale au avut ei, asta nu l-a împiedicat nici pe Ferdinand și nici pe Maria să-și îndeplinească funcțiile publice și să se concentreze asupra îndeplinirii misiunii regale. Regina a zis-o foarte bine aici, că România a fost principala lor preocupare și au sacrificat la propriu orice pentru asta. În consecință, mariajul lor a rezistat, haide să nu spunem constrâns, dar într-un fel nevoit să facă acest lucru și pentru binele țării. Scopul suprem a fost tot timpul binele țării și au preluat acest lucru, dacă vreți, de la Carol I. Și cred că s-au achitat cu brio de datorie, ambii. Bun, așa cum ai spus, cuplul moștenitor se stabilește în România la Palatul Cotroceni. Cu timpul, aceștia au primit și o reședință de vară. Dacă regele și-a construit o reședință de vară, Palatul Peleș de la Sinaia, pentru cuplul de moștenitori a fost construit tot la Sinaia un palat de vară, Palatul Pelișor. Aș vrea acum să te întreb cum s-au încadrat cei doi în viața de curte a României. Da, e o întrebare bună. Referitor la Pelișor, sigur, Sinaia a rămas în continuare centrul politic, dacă vreți, al țării. Acolo a rezidat regele și la fel și Ferdinand va petrece un timp destul de destul va petrece un timp destul de mult acolo. Țin să menționez că sfârșitul vieții îl prinde tot la Pelișor în 1920 și 27, dar referitor la viața aceasta de curte. Ce aș putea spune foarte foarte pe scurt, este că se încadrează în normele acelei perioade și, dacă vreți, toate casele princiare din Europa au avut această trăsătură de a aduna într-un centru, să spunem, principal, elita politică a vremii de la acea dată. Și Sinaia aici este prin excelență locul în care a avut loc acest lucru. Acum cred că și telespectatorii noștri, după cum și noi, suntem convinși de faptul că nu putem epuiza acest subiect într-o singură oră. Îți propun ca partea legată de preluarea efectivă a domniei, primul război mondial, ceea ce a urmat după primul război mondial și momentul încoronării, să le lăsăm pentru o parte a doua a emisiunii, datorită faptului că în continuare aș vrea să te rog să ne vorbești puțin despre sarcinile pe care Ferdinand le-a primit din partea regelui în calitate de succesor al acestuia. Ce îndatoriri a primit din partea regelui Carol și cum Ferdinand și le-a dus la îndeplinire? Da, a primit sarcini, a primit munci, să spunem. Țin să menționez de pe acum că a fost o limită până la care el a fost implicat. Practic, Carol, de-a lungul întregii sale domnii, i-a arătat lui Ferdinand
țara l-a pus față în față cu realitățile politice de la acea dată și, sigur, era implicat, dar doar într-o anumită măsură. Atât în armată, cât și în politică, el era de față, dar nu era un factor de decizie. Asta vreau să subliniez, în mod deosebit. A reușit să coaguleze în jurul lui Ferdinand o clasă politică, așa cum a făcut-o și Carol, și în cele din urmă spune că s-a situat undeva deasupra, așa cum a făcut-o și unchiul său, dar dat fiind faptul că a fost o fire, să spunem, diametral opusă față de unchiul său, a fost conștient de minusurile sale, așa că după ce au urcat la tron, a reorganizat toată viața și curtea regală, care au suferit o schimbare masivă și asta a avut consecințe importante asupra vieții, întregii vieți politice din țară. Distanța dintre suveran și colaboratorii lui politici a fost micșorată considerabil, dat fiind faptul că el nu suporta să țină oamenii la distanță și dorea doar să afirme că sângele lui nu era chiar albastru. Și era doar un simplu om care vrea să țină pe ceilalți lângă el. Apropo de îndatoririle pe care a fost nevoit să le împlinească ca și prinț moștenitor al regatului României, citeam zilele trecute un material referitor la aceste îndatoriri de aici și întrebarea mea, din care rezulta faptul că una dintre marile îndatoriri primite de la regele Carol a fost aceea de a reprezenta Casa Regală a României alături de Maria, bineînțeles, soția sa, la ceremoniile de încoronare a țarului Nicolae al II-lea a Rusiei, referitor la activitatea sa militară. Tot în acel material se sublinea faptul că de fiecare dată când Ferdinand, ca prinț moștenitor, primea o poziție în cadrul armatei, de regulă acea poziție era onorifică și, așa cum ne-ai spus tu, nu era o poziție din care el să ia o anumită decizie. Probabil tot în ideea aceasta de a observa și de a învăța cum funcționează mecanismele de conducere ale statului. Rămânând oarecum în același plan de idei, aș vrea să te întreb dacă și în ce măsură lui Ferdinand i s-a permis să aibă contacte cu liderii celor două grupări politice românești, dacă i s-a permis să-și apropie anumiți lideri, să facă un schimb de idei politice cu aceștia și așa mai departe. Da, e clar că a avut o relație deosebită cu Ionelice Brăteanu, nimeni altul decât cel considerat la acea dată adevăratul conducător al țării. Și nu știu ce ar fi făcut de fapt Ferdinand fără Ionel Brăteanu. Știm bine că artizanul și motorul unirii a fost familia Brăteanu la 1918, la fel ca și sigur soția lui, Regina Maria, care a avut un impact deosebit asupra lui. Dar da, relația aceasta cu liderul Partidului Național Liberal a fost una deosebit de strânsă. Și din câte mi-aduc aminte și din lecturile din tinerețe, de pe băncile facultății, el făcea foarte rar un lucru de care să nu fie făcut, cum să zic, care să nu-i... să scape atenția lui Brăteanu. Și prin urmare, da, a fost foarte legat de personalitatea acestuia și, repet, era o relație care, în cele din urmă, a făcut un bine țării, chiar dacă monarhul adevărat, să spunem, era Brăteanu. Și între ei
așa cum ne-ai și spus, a existat o relație sinceră de prietenie Clar. care s-a menținut până la sfârșitul vieții. Apropo de sfârșitul vieții celor doi, amândoi au murit în același an, la intervale În foarte, același foarte an, da. scurte de timp, mai Așa întâi. este. La intervale foarte, foarte scurte de timp, deci au trecut împreună și la cele veșnice. Așa cum ne-ai spus, Ferdinand a fost principe moștenitor al României până în anul 1914, când regele Carol I a trecut la cele veșnice. Ferdinand ajunge rege într-o perioadă tulbure, într-o perioadă marcată de începerea Primului Război Mondial, într-o perioadă în care a fost pus în fața deciziei de a intra sau nu în război, de o parte sau de alta a conflictului. Mai întâi, aș vrea să ne vorbești despre momentul despărțirii de regele Carol I și de momentul preluării efective a conducerii statului român de către Ferdinand. Da, a fost într-adevăr, moartea lui Carol a fost într-adevăr un moment critic, critic pentru el și critic cu atât mai mult pentru că în 1914 războiul era deja început și această venire a lui la putere are loc în acest episod. Momentul este critic nu doar pe plan extern, dat fiind faptul că izbucnește războiul, ci și intern. Pentru că așa cum, cred că am amintit în emisiunile anterioare, în România era o continuă dezbatere între tabăra aceasta filo-antantistă și cea filo-germană, chiar dacă din ce în ce mai puțin numeroasă, referitoare la intrarea în război. Și momentul era deosebit de critic, să spun așa, pentru casa noastră regală. Carol a fost acea făclie care ilumina lui Ferdinand drumul și atunci când a dispărut evident și omul care îl putea călăuzi pe Ferdinand în continuare. De asta am spus la început că atunci când a murit, el s-a trezit ca acel sclav care nu știe ce să facă cu libertatea. Dar din păcate, la acea dată nu putea fi vorba de libertate, era vorba de luarea unor decizii de importanță capitală care aveau în cele din urmă să hotărească și soarta țării referitoare la intrarea României în război. Și cred că în cele din urmă, chiar dacă a durat un pic mai mult, au făcut decizia cea mai potrivită și mai importantă pentru țară în 1916. Sigur, au fost acești 2 ani până la intrarea noastră în război, au fost deosebit de critici, repet, dezbaterile filoantantiste versus tabăra filogermană continuau, chiar dacă cu mai puțină intensitate decât la început, și decizia pe care el a luat-o în 1916 de a intra în război de partea Antantei a fost cred că cea mai nimerită. Bun. Îți mărturisesc că nu știu exact. În momentul 1914 a existat o ceremonie de încoronare a noului rege. Nu cunosc acest amănunt. Asta mi-a scăpat, cu excepția ceremoniei mari din 1922 de la Alba Iulia. Nu știu să fi existat o ceremonie în 1914 în acest sens. Sigur, poate că formalitățile erau deja încheiate chiar de la moartea regelui Carol, dar dat fiind faptul că momentul era poate nu cel mai prielnic de a organiza o astfel de ceremonie, s-a amânat probabil după război și ce am văzut la Alba Iulia. Repet, nu sunt la curent cu o posibilă încoronare în 1914. Deci asta chiar mi-a scăpat. Și din bibliografia pe care am parcurs-o, nu doar acum, ci și în trecut, nu am reținut să fi fost o ceremonie acolo, am în înțeles. Acel moment din timp. Am înțeles. Îți mărturisesc că nici eu
nu am cunoștință despre o astfel de ceremonie. Sau probabil s-a făcut o ceremonie Poate într-un că... cadru restrâns, dată Poate. fiind gravitatea momentului în care se afla lumea la momentul Mai respectiv. mult ca sigur și poate că este eclipsat și în toate publicațiile, de fapt, de momentul 1922 și nu se pune mare accent pe ce s-a Înainte. întâmplat imediat după moartea regelui Carol. Și foarte probabil, așa cum zici tu, a fost ceva restrâns care nu a captat atenția la acea dată. Am înțeles. Îți propun să ne oprim pentru moment aici și să continuăm discuția despre începuturile domniei lui Ferdinand, despre implicarea sa în primul război mondial, despre politica sa post-belică și despre momentul încoronării, să povestim într-o parte a doua a emisiunii. Mai avem 3 minute la dispoziție, răstimp în care te-aș ruga să ne faci un scurt rezumat a ceea ce am reușit să descoperim până acum din personalitatea regelui Ferdinand. Cum l-ai prezentat pe Ferdinand în puține cuvinte până la momentul accederii sale, pe suirii sale pe tronul Regatului României? În puține cuvinte, să spunem, a fost o personalitate, aș cataloga-o eu, chiar complexă. A fost un intelectual, a fost un om cult, a fost un om învățat. Timiditatea cei drept nu l-a ajutat pe el foarte mult și în discursurile publice pe care le avea, el tot timpul avea un trag, să spunem, acolo și nu reușea să se adune. A fost un om care a înțeles totuși de la unchiul său importanța misiunii sale și pentru ce anume este el acolo. Și cred că asta l-a ajutat foarte mult. Chiar dacă el, să spunem, cred că era conștient de minusurile pe care le avea și a încercat să umple acest vid cu persoane sau a lăsat acelea persoane să facă munca de care era nevoie la momentul respectiv. Și mă refer aici la clasa politică de atunci, l-am amintit pe Brătianu, chiar și regina, care era un factor care l-influența foarte mult pe el. Și pătruns de importanța misiunii sale, cred că merită un respect deosebit acest om până la urmă, pentru că aici am încercat să vorbim despre regele, despre Ferdinand omul, despre Nando, cum a fost el alintat, și nu despre politică sau tot ce s-a întâmplat după ce vine el la putere în 1914. Un om cu minusuri, un om cu foarte multe plusuri, dar care nu, să spunem, nu a fost puse bine în valoare de personalitatea lui foarte, foarte reținută. Îți mulțumesc, dragă Bogdan, pentru amabilitatea cu care ne-ai împărtășit aceste informații și sper ca și viitorul nostru dialog din partea a doua a emisiunii să fie la fel de interesant și, zic eu, constructiv totodată pentru noi și pentru telespectatorii noștri. Să nu uităm că discuția noastră despre regii românilor se desfășoară în contextul în care anul acesta celebrăm 100 de ani centenarul încoronării suveranilor României Mari la Alba Iulia, 15 octombrie 1922, 15 octombrie 2022. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi, iar până data viitoare vă invit să nu uitați faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!